Duelul devenit tot mai aprins între Bornescu și Ricardo Cadu. Cei de la CFR au rămas majoritatea pe teren. Toți jucătorii lui Claudiu Niculescu s-au dus spre vestiare. Sunt momente, aș putea spune, fără precedent în ultimul deceniu în Liga 1. Foarte multă tensiune acumulată. Și totul a pornit de la acel gest instigator al lui Cadu, care s-a dus spre vestiare. Marian Cristescu revine primul dintre jucătorii Universității pe teren. Rămâne de văzut ce s-a întâmplat și e posibil să mai asistăm la eliminări. Arbitrul Alexandru Tudor încă nu a revenit de la din tunelul care duce spre vestiare. Probabil a rămas să vadă ce s-a întâmplat acolo. Momente absolut unice. Ioan Andone într-un dialog destul de aprins și cu Sucala. Totuși, spiritele ar trebui să se calmeze, pentru că mai este mult timp până la finalul acestei partide. Fiecare echipă are șansa sa. Ioan Antone face semne către jucătorii săi să iasă de pe teren și rămâne de văzut ce se va întâmpla, ce decizie se va lua în urma acestui derby al Clujului, care promitea foarte multe, însă iată că situația degenerează. Vom vedea și de unde a pornit întreg acest scandal. Sunt momente de neînțeles, sunt momente care nu fac cinste unui asemenea derby, cel mai vechi din istoria fotbalului românesc, nu fac cinste unui fotbal care ar trebui să devină din ce în ce mai curat. Iată aici momentul în care Gabi Mureșan cade în careu, ratează șutul. Este un luft al lui Mureșan de lângă Adrian Cristea, un penalti acordat foarte ușor, aș spune, de Alexandru Tudor după aceste reluări. Apoi penaltiul transformat de Cadu și gestul portughezului care a instigat galeria lui Uș. În același timp Bornescu a avut și el o mare parte de vină, întrucât s-a dus după capitanul CFR-ului, l-a bruscat și de acolo a pornit toată această nebunie de pe Cluj Arena. Jucătorii Universității sunt toți acum pe teren într-un moment în care nu știm ce se va întâmpla. Iată, vedem penaltiul transformat de Cadu. Acesta fuge glonț către peluza în care se află galeria Șepcilor Roșii. Bornescu foarte nervos. Și iată această cursă infernală, aș putea spune, a portarului Universității. Un gest absolut stupid al portarului de la U. Eliminările corecte, Cadu, pentru că s-a dus și a instigat la violență, a instigat galeria lui U, apoi Bornescu pentru această reacție asupra lui Ricardo Cadu. Nu am înțeles însă de ce jucătorii lui U au fugit toți către vestiare în momentul în care Cadu și Bornescu se duceau erau pe tunel. De la acel moment lucrurile pur și simplu au
ieșit din sfârșit.